seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, sunt Mihaela Ciolbaru și așa cum v-am promis înainte de Crăciun, în această seară vă invit la o ediție aparte. De ce aparte? Pentru că tu toții sunteți obișnuiți să vedeți emisiunile realizate de Postul Litoral TV. Cu toții sunteți obișnuiți să vedeți o parte a echipei Litoral TV care în fiecare zi încearcă să vă aducă în casă emisiuni cât mai agreabile, informații cât mai utile și știri cât mai reale, fără interpretări și fără tot felul de conotații. Pentru că asta, de fapt, și de drept înseamnă o presă adevărată. Dar puțin dintre dumneavoastră știu că pe lângă activitatea de zi cu zi a echipei Litoral TV, oamenii de aici se implică și în alt fel de acțiuni. În România, a fi voluntar seamănă cu ceva utopic. Foarte puțin dintre tineri, în special, se implică în acțiuni care să vizeze ajutorarea semenilor. Deși cu toții spunem că suntem creștini, că suntem ortodoxi și asta presupune în primul și în primul rând să ai grijă de semenii tăi. De aceea v-am gândit că e o perioadă propice să vă arătăm o altă față a echipei Litoral TV. O altă față umană, pe lângă viața de serviciu, pe lângă cea de acasă, iată că echipa Litoral TV se gândește și la oamenii din jur. De aceea, de-a lungul anilor, pentru că mai avem un pic și iată, în ianuarie 2017 vom împlini 5 anișori de când emitem, am derulat împreună cu colegii noștri o multitudine de campanii. Toate, sau marea majoritatea lor, s-au derulat sub titulatura Litoral TV învie speranța. Da, pentru că fiecare dintre noi avem o speranță. Dar nu vreau să mai lungesc introducerea, veți afla concret despre ce este vorba. Alături de mine, în platou, am invitat 3 dintre colegii și parte din echipa mare a Litoral TV. Este vorba despre Alina Brumaru, moderator TV. Bună seara, Alina! Bună seara, Mihaela! Într-o nouă ipostază în această Bună seară. Bună seara tuturor celor care chiar acum ne urmăresc pe micile ecrane. Valentin Crângașu, moderator TV. Mulțumesc de invitație. Bună seara și ție, Mihaela! Și nu în ultimul rând, Enache Tușa, realizator TV. Mulțumesc și eu pentru invitație. La mulți ani! Și sărbători cu bine tuturor celor care sunt la noi și ție și colegilor noștri și să avem un an mai bun, cu multe împliniri așa și cum multe provocări. Și cu sănătate să fie. Și eu cu provocări cu foarte multe. Provocări. Sănătate, că de provocări avem parte tot timpul, știi, ca să faci o rimă scurtă. Corect, și asta. Dacă pe Alina și pe Vali, telespectatorii Litoral TV sunt obișnuiți să-i vadă la emisiunea matinală Răsăriții, da, într-o ipostază zilnic, categoric, într-o ipostază mult mai veselă și mult mai inventivă, aș spune eu, inovativă. Mai spontană, mai multă spontanitate. Cam emoții, din cauza că este prima emisiune serioasă la care particip, practic. Până acum eram cu râsete, cu veselie mare în platoul Răsăriților și iată că acum a venit rândul să fiu puțin mai serioasă, să vorbim despre faptele bune pe care Litoral TV le face an de an prin intermediul telespectatorilor și a colegilor noștri care își dedică timpul și energia pentru a le pune în scenă. Pe Enache lumea îl cunoaște special de la emisiune de cultură, cele de profesie. Profesie, cultura pe coordonate, cu cafeneaua lui Enache, am un cafenea unde furnizez sâmbătă de sâmbătă câte un expreso celor care se vin. Se face o paranteză, tot zilnic e și Enache. Tot zilnic e și Enache, da. Ne mai îndemn din când în când să citim câte o carte bună. Da, mai fac o recomandare, nu știu, e prea pretențios recomandare, cred că mai degrabă un semnal. A apărut o carte care trebuie citită, le citesc și eu. Îmi face mare plăcere, mai ales că meseria mea de bază este cea de la catedră. De la catedră, sigur că da. Și le recomand și studenților cărți, le recomand și aici celor care iubesc literele, iubesc literatura, iubesc de fapt cartea în definitiv. Însă, pe lângă asta, iată că an de an, și nu neapărat când este câte o sărbătoare, fie că e Paște, fie că e Crăciun, în diverse momente, când aflăm de câte un caz aparte sau mai multe cazuri aparte de oameni care au nevoie de susținerea semenilor lor, echipa Litoral TV a știut să se implice. Ceea ce recunosc, mie mi-a plăcut. Din primul moment când am aflat de astfel de campanii, chiar mi s-a părut că e un gest foarte, foarte frumos și un gest pe care ar trebui să-l facă toată lumea, indiferent de momentele anului și indiferent de ocazii, dacă sunt sau nu.
Înainte de a spune despre, de a vorbi despre ultima campanie pe care Litoral TV a derulat-o acum, în preajma sărbătorilor de iarnă, am să-i rog pe colegii mei din regie să difuzeze o știre pe care colegii de la Departamentul Știri au realizat-o cu voi ca protagoniști. După care revenim în direct și discutăm pe larg despre această campanie. Comuna Limnița, județul Constanța. La o distanță de 104 km de municipiul Constanța, localitatea are o așezare geografică de vis, aproape de Dunăre, dar și de vecinii noștri bulgari. Însă distanța până la cel mai mare oraș și reședință de județ își spune cuvântul. Oamenii de aici se confruntă cu lipsa locurilor de muncă. Cei mai mulți lucrează în agricultură, însă, cum iarna nu se găsește de lucru, nevoile sunt mari. Tineretul a cam părăsit aceste meleaguri și s-a orientat spre orașe unde și-au găsit servicii. Alții au plecat peste hotare în căutarea unui trai mai bun. Dar mai sunt și tineri care au rămas pe loc și au făcut familii și se confruntă cu sărăcia. Locuiesc în casele construite pe vremea bunicilor, case sărăcăcioase din lut cu arhitectură specifică bulgărească. Localnicii se confruntă des cu neajunsuri, iar acum în prag de sărbători, puțini sunt cei care își permit să mai țină tradițiile specifice perioadei. Nu toți copiii se pot bucura de un brad de Crăciun, iar darurile care ar trebui să le găsească noaptea de ajun sunt doar o amintire. Pentru ei, dar și pentru alți semeni ai lor, mai există o speranță. Învie speranța. Ultimul scopac era cam pădure aici. Că după curba asta o să... Echipele Litoral TV au pornit la drum pentru a oferi un zâmbet pe chipurile celor mai chinuiți de traiul greu. Însă dacă la intrarea în localitate se poate simți un aer trist, am fost întâmpinați de oameni pașnici, primitori, bucuroși de oaspeți. Am fost primiți cu bucurie de copiii care așteptau, resemnați să le ofere cineva o bucurie înainte de sărbători, iar așteptările lor nu au rămas în van. Cele două autospeciale pline cu îmbrăcăminte, încălțăminte, multe jucării și alimente, echipele Litoral TV au împărțit darurile mult așteptate. Nu poți să te numești creștin adevărat dacă nu ești smerit și milostiv. Și acestea toate sunt cuprinse în iubirea de aproape. Iată că nu putem decât să mulțumim încă o dată bunului Dumnezeu, să mulțumim televiziunii Litoral TV și acestei campanii Învie Speranța, pentru că au fost astăzi parcă mai mult am simțit bucuria ca niciodată în parohia aceasta, că văzând copiii aceștia minunați care se bucură atât de mult pentru aceste cadouri minunate. Vă mulțumim și bunul Dumnezeu să vă ajute, să vă dea sănătate și de ce nu să bucurați într-un mulți ani mulți copii din țara aceasta, pentru că vedeți că este nevoie să împărtășim bucurie. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Însă meritul nu este al nostru. Cei care i-au făcut pe acești copii să zâmbească sunt telespectatorii, cei care au donat din puținul lor câte ceva. Așa cum am promis, vom continua aceste campanii și vom aduce un zâmbet celor care au nevoie de noi, de dumneavoastră. Vom face tot ce ne stă în putere pentru a ne ajuta semenii greu încercați. Vom continua să bucurăm suflete care au uitat ce înseamnă spiritul sărbătorilor. Vali, încep cu tine. Da. Asta pentru că tu și cu Enache, de fapt, sunteți de la începutul acestei televiziuni și ați participat la toate campaniile care s-au derulat de-a lungul anilor. Da, așa este. Trebuie să menționez că eu n-am participat fizic la toate campaniile Învie Speranța de la Litoral TV. Am fost undeva în spate pentru că am pregătit cumva demersul campaniei, dar cel care a fost în teren la fiecare campanie pusă în deplasare de echipele Litoral TV a fost Enache, pentru că el s-a deplasat în mai toate localitățile din județ. Și nu vorbesc aici doar de Limnița sau de Dobromir sau de Osmancea și alte localități în care noi am fost. Și Enache chiar s-a dus și în partea de nord a județului Constanța, pentru a da celor de acolo anumite pachete, chiar cu ocazia sărbătorilor. Dar de anul ăsta am hotărât ca aceste campanii să nu se mai desfășoare neapărat în preajma sărbătorilor. Știi că atunci totdeauna ai tendința să spui că de sărbători trebuie să fii cumva mai bun, să-ți ajuți semenii. E bine gândită oricum faptul că gândim la semenii noștri, cei care au nevoie de ajutorul nostru, pentru că nu toți sunt
la nivelul unei bunăstări care să dea pe afară. Vedem prin satele României sau a județului Constanța oameni care n-au ce pune pe masă, practic. Deci nu există nici mâncare, nici mâncarea zilnică sau doza recomandată zilnic, dacă îi putem spune așa ceva. Ei folosesc iarba din curte, probabil că foile alea late de, cum se numesc, Ienache? De ștevie și de lobodă. Deci fac ștevie și lobodă. Atunci când excludem carnea din alimentația lor și dacă au găini prin curte, cei care sunt mai norocoși, două, trei găini, folosesc ouăle de la găini. Altfel nu pot avea parte de o masă îmbelșugată. Și uite că cu toate astea reușesc să treacă peste bolile pe care noi le acumulăm peste un an de zile, știi? Și îi vezi zâmbitor. Deci se bucură aproape de orice le-ai dat, de zâmbetul tău, de afecțiunea ta. Asta te face, te marchează într-un fel sau altul. Deci de aici nu-ți dă decât împlinire sufletească, că nu căutăm nimic altceva când ajungem în satele din județul Constanța. Nu vrem nici faimă, nici să ni se spună că vai, ce lucruri frumoase ați făcut. Căutăm să aducem zâmbetul pe chipul oamenilor. Asta vrea să facă campania Învie Speranța de la Litoral TV. Ienache, de ce satele sunt în halul ăsta, aș putea să mă exprim? Dobrogea este un teritoriu puțin aparte decât restul României. Practic este cea mai săracă zona României și acum s-ar putea să-i supăr pe foarte mulți dintre cei care administrează comunitățile și în același timp este de fapt și un contrast între orașele care sunt cosmopolite, sunt bogate, au o viață economică foarte bine pusă la punct, orașele mari, în general Constanța, Tulcea, care sunt municipii reședințe de județ, după aceea Babadag în Tulcea, să spunem așa, Măcin, și în Constanța, orașele de pe litoralul Mării Negre, care de fapt sunt și stațiuni turistice, Năvodari, de la Năvodari și până la Vama Veche, de fapt e o comună, dar până la Mangalia și stațiunile Salba de stațiuni. Și în Constanța avem ceva mai multe orășele care au totuși o viață economică. În rest, în zona rurală a Dobrogei, lucrurile stau foarte rău din punct de vedere material. A fost în toată perioada asta de integrare, de după integrare, Dobrogea constant a fost destinația investițiilor. Însă de la stadiu de zonă din Evul Mediu până la modernitatea pe care o vedem astăzi a fost o cale lungă, deși s-au făcut investiții majore aici, este încă nevoie de foarte multe lucruri. Post 90, deci după să spunem așa sucombarea economiei comuniste, zonele rurale din Dobrogea au rămas cumva, spunem așa, de izbeliște. Adică nu s-a mai ocupat nimeni de ele, ci doar modul în care s-au organizat comunitățile, fie în exploatații agricole mai mari sau mai mici și altele sunt, de fapt, zone unde fiecare, să spunem așa, deținător de pământ și lucrează propria parcelă. Acolo nu poate fi vorba de extensie agricolă, nu poate fi vorba de plusvaloare, nu poate fi vorba de evoluție, pentru că se produce, de fapt, la nivelul economiei de subzistență. Și evident că acele comunități au copii cu foarte multă nevoie, au grupuri care, de fapt, trebuie asistate social, au grupuri care trebuie educate, grupuri care trebuie îngrijite și contrastul acesta dintre oraș și sat și satul Dobrogean este unul teribil. Puțin dintre noi ajung în zonele acelea și își pot închipui. Vreau să vă spun că eu sunt foarte obișnuit cu viața de la țară. Eu am crescut la țară până la 15 ani, m-am născut acolo, știu ce înseamnă de fapt lumea rurală și totuși cu această experiență mea și cu familiaritatea mea despre sat, rămân, să spunem așa, surprins negativ sau chiar de multe ori consternat de sărăcia care există în anumite localități, de modul rudimentar în care își duc viața anumiți copii și aici eu cred că totuși avem o problemă ca societate, nu reușim să găsim o soluție prin care să dăm întregii societăți aflate în nevoi să dăm minimul necesar pentru existență. Și aici când mă refer la minim necesar, mă refer primul la hrana de care vorbea Valentin, după aceea resursele necesare educației, pentru că dacă nu vom conștientiza că educația este prioritatea 1, numărul 1, acele comunități de fapt cad într-o proprie capcană, pentru că părinții care nu s-au educat și care nu au avut profesii, nu s-au profesionalizat, nu și-au putut produce resursele astfel încât să rămână un surplus, să poată evolua.
copiii la rândul lor needucați vor cădea în aceeași capcană și e o perpetuare a sărăciei, de fapt, și a nevoilor, care până la urmă închide un cerc. Da? Ce se întâmplă? În momentul în care ai o comunitate care este eficientă, ea evoluează în timp și atunci, de fapt, de la stadiul de comunitate care consumă resurse, ajungi la o comunitate care produce mai mult decât consumă. Și aici e, de fapt, secretul evoluției. Oamenilor acelora le trebuie și lor, chiar dacă ei nu sunt alfabetizați, chiar dacă ei nu au profesie, le trebuie căldură, le trebuie hrană, trebuie îmbrăcăminte, trebuie încălțăminte, trebuie absolut toate resursele necesare care trebuie, de fapt, un om ce locuiește în mediul urban. Cine le produce pe alea? Aici e marea problemă. Și din cauza aceasta, eu sunt convins că educația, în primul rând, educația și profesionalizarea pe diferite domenii este o sursă sigură de evoluție. Și ulterior, bine, gospodărirea mai eficientă sau administrarea acelor comunități, dar aici, de fapt, este, până la urmă, expresia modul în care România a fost condusă, modul în care noi spunem că merge și așa, comunităților care, de fapt, au o anumită indolență și știm bine experiența de la inundații, de la diferite momente, să spunem. Adevărul e că sunt multiple. Da, și nu suntem educați să ne administrăm. Adică eu cred că, în primul și în primul rând, de fapt, schimbarea trebuie să plece de la noi, de la casa aceea care se află în dificultate, de la modul de a gândi al nostru. Alina, prima ta acțiune de acest gen la care ai participat alături de echipa Iural TV? A fost în Horia, în județul Constanța. A fost o adevărată experiență traumatizantă pentru mine din punct de vedere vizual și apoi a născut multe întrebări, resentimente, să spun, pentru că am ajuns de la stadiul în care vedeam oameni care trăiau în case, cum vedeți și dumneavoastră, în fel și fel de comune, mai puțin îngrijite, sărace. Am ajuns să cunosc oameni care trăiau sub pământ, în case improvizate și să vezi, să te gândești la ce ai tu acasă, familia ce ți oferă și norocul de a te naște într-o familie prosperă, da? Și de a vedea cum trăiesc alți oameni, cum se chinuie de pe o zi pe alta să-și ducă traiul, e ceva foarte, nu știu, e o încărcătură emoțională foarte puternică. Și faptul că ești acolo, ai cumva posibilitatea de a ajuta acea familie, îți dă o încărcătură emoțională foarte mare și împlinire. Căci până la urmă, Litoral TV a făcut foarte multe campanii de acest domeniu. Cum a fost impactul pe care l-a avut deplasarea ta alături de echipa acum la Livnița? La Livnița, da. Care a fost reacția? La Livnița, da, este ultima campanie pe care am făcut-o acum în preajma sărbătorilor de iarnă. Ne-am strâns cu toții în biserica din comună. Acolo domnul preot i-a strâns pe toți cei nevoiași. Am cărat cutiile cu două auto speciale cu ajutorul colegilor noștri. Le-am pus în biserică, am pregătit și pachetele foarte multe pentru ei și crede-mă, Mihaela, foarte multă lume te gândi că poate nu sunt atât de mulți, dar când îi vezi pe toți strânși acolo în biserică și cât de mulți copii frumoși și care au capacitatea de a învăța, au abilitățile de a se dezvolta, dar nu au cadrul în care să facă acest lucru. În biserică au fost foarte drăguți, ne-au și colindat. Încă o dată s-a dovedit faptul că, pe lângă faptul că trăiesc într-un mediu mai puțin dezvoltat cultural, cumva educatorii, învățătorii încearcă din toate puterile să pună amprenta asupra culturilor, asupra educației. Pe mine ceea ce mă frapează în astfel de situații este sunt reacțiile copiilor și simplitatea cu care ei primesc orice. Deci ei se bucură dacă în orașe cadourile în preajma sărbătorilor trebuie să aibă prețuri cu 2, 3, 4 da, cifre. Da, da, da. În mediul rural e suficient să-i dai unui copil o portocală pentru că îi citești pe chip imediat bucuria, imediat satisfacția, ca să mai spun mirarea. Uite, am primit ceva. Deci pentru mine asta este extraordinar. De ce crezi tu că ale noastre campanii se duc către localitățile care nu sunt chiar atât dezvoltate din județul Constanța? Tocmai pentru a le smulge bucuria lor. Și meritul ăsta nu este neapărat al nostru, cei care transportăm. Până la urmă, Litoral TV este mijlocul de transport al bunurilor oferite de telespectatorii Litoral TV, cărora le mulțumim pe orice cale și în orice zi, atâta timp cât noi am solicitat ajutorul lor de a participa la această campanie, efectiv, cu bunurile sau lucrurile care nu le mai sunt de folos. Că până la urmă, mare parte din ei au venit și cu lucruri care nu
le-au mai fost de folos, nu stricate, dar lucrurile care nu le-au mai fost de folos. Cu toți avem prin șifonier câte o geacă pe care nu o purtăm ani de zile, ți-aduce aminte de ea după 5 ani de zile, știi? Iată, uite, mai am încă o geacă. Geaca aia a fost donat, așa cum a făcut multe alte familii din județul Constanța, către familiile nevoiașe, să zicem, din limița, căci despre asta vorbim în ultimă fază. Dar reacția lor este una cât se poate de plăcută, pentru că se bucură la ceea ce tu n-ai crede, știi? Că dacă ai dat unui copil de la oraș și o portocală, o să zică, ei, și ce-i cu asta? Ce o să fac? Nu mănâncă, mai am în fructieră. Avem obiceiul de a face asta. Ai în fructieră toate fructele din lume, dar nu le mănânci, pentru că ești cumva sătul de toate lucrurile astea. Ei, fiind acolo, nu se pot bucura de bunurile astea, de alimentele astea. Și atunci îți dai seama că bucuria e de ambele părți, când știi că și el se bucură și tu te faci să te simți împlinit, dându-le și lor o șansă să guste din lucrurile la care tu practic ai putea să ai acces zilnic la ele. Eu recunosc că pe mine m-a mai mirat ceva și m-a bucurat deopotrivă. Am avut ocazia, fiind aici în sediul Litoral TV, să întâlnesc parte din persoanele care au venit, așa cum spuneați și voi, da? Să doneze haine, încălțăminte sau alte obiecte. Și am văzut într-una din zile o mămică cu copilul. Mie mi-a plăcut enorm de mult reacția copilului, acelui copil, care mi-a atras atenția, eu fiind jos, erau cu vreo 3 saci, mie mi-a atras atenția că da, sacul ăsta este, aici am pus eu niște jucărele și hăinuțe strict pentru un copil, un băiețel ca mine. Copiii deci sunt solidari. Da, a fost sunt solidari de haios, dar și foarte atent. Adică aveți grijă că ceea ce am eu e pentru un băiețel și vedeți cum le... Da, și dăruit din inimă, avea o mare importanță darul acelui copil, sunt convins. De-a lungul timpului am primit fie anumite luxăcele, fie anumite gentuțe, fie în diferite forme, cumva pachetele, creioane, culori, jucărioare, cărți, destinate pentru o fetiță de 7 ani, pentru un băiețel de 11 ani și așa cum le-am luat, așa le-am dat, pentru că aveau o etichetă pe ele și toate veneau de la copii. Vreau să profit de ocazia asta, ne aflăm aici în studio, să le mulțumesc sutelor, poate miilor, pentru că înainte de a începe acțiunea aceasta la Litoral TV, încă din 2012, de când am început noi, de fapt, seria acestor campanii, noi am mers înainte, deci eu merg de vreo 10 ani, doi dintre membrii echipei de acum, unul este colegul nostru, Daniel Dobrea, al doilea este... nu e coleg cu noi, dar este unul din cei care vin aici la Litoral TV, Adrian Dumitrașcu, da, și da. El a fost unul dintre cei care s-a implicat major, cel mai mult de fapt. Adrian, deși militar de carieră, e foarte sensibil la suferința oamenilor. Militarii sunt mai sobri, sunt obișnuiți așa cu... Da, și ai tendința să crezi că sunt oameni mai duri. Nu neapărat, sunt sensibili. Și primul an am fost 6-7 oameni, al doilea an au venit încă 3-4. Pur și simplu, voluntari, fiecare cu mașina, fiecare a adunat de unde a putut, a dat mai departe. Vreau să le mulțumesc miilor de oameni, sutelor de fapt, și cred că sunt mai mult de 1000 și ceva de oameni care au donat în acești 10 ani bănuți, îmbrăcăminte, încălțăminte, cărți, până și veselă, pentru că am luat de la o doamnă un inventar întreg, casnic. Doamna era foarte în vârstă, stătea la fica domniei sale și am spus, vă dau setul de creație, vă dau setul de linguri, vă dau absolut tot. Dați unei familii care începe și am găsit acea familie într-o comunitate, într-o comună undeva la Mireasa, e un sătuc, a fost cândva o comună mare, acum e un sat foarte prăpădit, la mijlocul regiunii aici, lângă Târgușor. Deci nu o să vă veniți să credeți, nu o să vină să credeți la doar 30 de kilometri de aici în ce condiții trăiesc oamenii. E foarte... Și într-adevăr, Alina n-a exagerat când a spus că a mers în case semi-îngropate în pământ. Și o să vedeți acolo în cadre... Noi avem o arhivă de imagini și am considerat cu Vali că n-are rost să le difuzăm acum. Sunt prea triste și prea dure. Întristăm lumea și totuși eu cred că arhiva aia trebuie difuzată la un moment dat, făcut un filmuleț, așa că sunt sute de fotografii adunate să vadă de fapt toți cei care vor să facă ceva și sunt mulți, să știți, românii sunt solidari. Sunt solidari, sunt foarte sensibili la necazurile oamenilor, se mobilizează. Eu am văzut lucrul acesta pentru că în toți acești ani unii ori ne-au ajutat să facem pachetele, alții au donat, alții au venit cu mașina, le-au transportat, am mers după aceea, le-am împărțit.
au fost aici elevi de liceu, au fost și studenți, au fost și oameni din diferite medii, nu contează. Deci, de la cel mai modest om, să spunem așa, care a avut ceva de dat și care a avut un suflet mare, până la oameni cu dare de mână, foarte, să spunem așa, foarte înstăriți, da, și foarte serios, au spus, dau și eu suma asta, sau uitați, eu vă dau și nu pentru... vorbim mai doamne, vorbim și de retailer, adică un... Și de retailer, da, da, care s-au implicat, ne-au dat seturi întregi și de îmbrăcăminte, nu mai vorbesc de aliment, din toate, de toate rechizite. Felurile. Rechizite. Cum ați aflat de aceste cazuri, Alina? Cine v-a informat? Din vorbă în vorbă. Din vorbă în vorbă. Enache face toată chestia, da, și cu Adi Dumitrașcu. Și cu Adi, și cu Adi. Adi este și el un foarte, mai principal pion decât sunt eu. Pentru că Adi are și o fundație umanitară, o fundație care, de fapt, se ocupă doar și exclusiv de orice problemă socială, oricât de grav ar fi ea. Adi, la rândul lui, are o conexiune foarte bună și cu alte asociații care întreprind astfel de acțiuni. O bună comunicare cu cei din, de la școala brâncovănească, cu foarte mulți părinți preoți, vorbind aici, din diferite parohii, cu stareți din mănăstiri care și ei ne-au ajutat în diferite, diferite situații, ne-au dat și alimente din ce aveau mai mult, ne-au dat și bani. Adică vreau să spun că a fost o solidaritate intercomunitară, să zic așa, și Adrian, tăcut, discret, nevăzut de nimeni, vine până la mine, se duce până la Vali, se duce la Daniel, se duce la nu știu ce școală, se duce la nu știu ce biserică, în timpul lui liber, pe care l-ar putea petrece în alt mod, și vreau să spun că el e un tip activ, face multe lucruri și are grijă și de familia lui, de fetița lui, se ocupă și de educație ei și din acel timp rămas dedică tot totalitate, să spunem așa, oamenilor la față nevoie. El ar fi, trebuie să facem o statuie, cred că propun o chestie, eu mai puțin, că până la urmă eu Alina am fost să zic așa... Alina e la început de drum, să spunem așa, e încă tânără, n-are încă o familie. Voi, în schimb, și tu, Vali, și tu, Enache, aveți copii. Da. Și sunt convinsă că în momentul în care demarează o astfel de campanie, vrând nevrând, ești mult mai preocupat, te gândești, ar mai trebui și pentru aia, ar mai trebui și pentru aia. Copiii vă văd. Care e reacția copiilor voștri în momentul în care clar constată că sunteți iarăși implicați într-o astfel de campanie? Din câte știu eu, sper să nu greșesc, chiar și ei au participat la unele acțiuni de genul acesta. Da, au fost fetițele acea mică, a fost la Dobromiră, a participat și ea la campania Învie Speranța, chiar a dat împreună cele strânse de aici locuitorilor de acolo, în special copilor, pentru că mare parte din cadouri din ce am împărțit noi acolo au fost date și de colegii noștri, dar chiar și de Ingrid, pentru că și ea a făcut parte din echipa Litoral TV de atunci, chiar a dat, deja face parte din echipa Litoral TV, dacă a prezentat și un grupaj de știri de întâi de ziua copilului. Deci era Ucrainica TV care s-a dus să spunem că e în echipa Litoral TV, da. Da, da, da. Reacția este una cât se poate de firească pentru un copil, adică se bucură când îi vede că și pe ceilalți îi bucură. Până la urmă, ăsta este și scopul, să învețe de la cei mai mari ce trebuie să facă ea pe viitor, în viață, pentru că fără ajutorul nostru, al seamănului, nu prea poți să duci un om pe calea cea dreaptă în viață. Știi că nu toată lumea se poate bucura de o educație în viață. Vorbim de localitățile care nu au acces la acest lucru. Deși, în mare parte din localități, preotul are mai multe funcții, adică este și preot, este și învățător, și dascăl. Și asistent social, și consilier, și psiholog. Adică este cel care știe cel mai bine suflul localității. Că nu și mulți dintre ei sunt super necăjiți, adică au condiție materială destul de precară și din puținul lor dau mai departe. Aici trebuie să o spunem, nu fac o promovare bisericii sau preoților, dar noi în toate condițiile în care am fost am întâlnit oameni cu totul speciali, ca oameni, preoții vorbind, care își dădeau ultimele resurse și spuneau, uite, fac eu asta de la mine, pun eu asta pentru oameni, voi dacă aduceți, aduceți cealaltă. Asta e frumos, că nu trebuie să faci neapărat ca o analiză la final de an, să tragi linie, să spui, ai ce lucruri frumoase am făcut, corect, că nu sunt ale tale. Până la urmă, lucrurile astea nu sunt ale noastre. Mulțumim încă o dată telespectatorilor, dar acțiunea asta de filantrop a trebuit să existe în orice cetățean din România. Faptul că se apropie sărbătorile, mai cu seamă în perioada sărbătorilor, poți face un cadou celui care știi că este la marginea prăpastiei, până prăpastiei, până la urmă. Nu poți să treci așa fără să observi lucrurile care te face să te miri. Știi că în România ajunge mai repede pizza decât ambulanța. Asta ne face atât de comozi. În loc să te duci la doctor când ai câte o afecțiune, te duci repede la cutia cu medicamente și ai luat-o. Din start arată că ești comod. Și fără educație, și fără educație medicală, deci, să spunem așa. Deci asta arată cât de comozi suntem noi până la urmă.
faptul că îl vezi pe om suferind lângă tine, zice, stai sau că... poate neinformat, sau poate neinformat și te face cumva în viteza de a realiza ceva pe parcursul unei zile, să treci așa, lăsând lucrurile în urmă unui om care chiar are nevoie de tine. Vezi un om pe stradă, zice, e un cerșetor, îl lasă în pace, că asta e soarta lui. Nu dar e chiar așa. L-a întrebat cum da, nu e chiar așa. Vezi un om căzut, chiar dacă s-a întors de la Crăciun, îl poți ridica de jos, că nu faci nimic, o să simți o adevărată bucurie, o să ți se facă pielea de găină pe tine atunci când îl ridici. E o satisfacție. Să mă credeți pe cuvânt când spun lucrul ăsta. Și atunci de-aia e frumos să te implici și tu, chiar dacă nu vrei să faci parte din echipa Litoral TV sau să participi cu bunuri atunci când se apropie campania Vie Speranța. Fiecare familie poate să-și ia copiii de mână, toată familia reunită, să ducă, localizează o casă, nu știu, în orice localitate din județul Constanța, unde să poată să ducă bunurile necesare, că e un lucru frumos. Și așa poți educa am și familia să facă de pentru despre copii, pentru că eu mi-amintesc primul an când am venit aici și când a avut loc prima campanie Vie Speranța și când m-am dus acasă, i-am povestit copilului meu, uite, așa, 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 a început, hai, ce dat tu prima. Și m-a pus pe mine să caut, să văd ce avem, cum avem, ce putem să dăm. După care, acum e rândul meu, dar m-a ajuns că la primul rat nu ajung, că era încă mic. Și chiar mi-a plăcut că aveam un costumaș, un sacou, o cămașă, nu știu. Și în momentul în care le-am luat de pe umeraș, vrând să le împachetez, și a zis, nu, dă-le cu totul, dă-le așa cu umeraș cu tot. Deci pur și simplu a fost reacția lui care pe mine recunosc m-a bucurat ca părinte. Acum trebuie să luăm partea adevărată, știi că se întâmplă că atunci când vrei iar să dai cuiva, te cam uiți de vreo două, trei ore la el și dacă nu faci cu drag sau cu dare drag să dai din inimă, atunci degeaba lei din umeraș acolo, hai să-l dau și pe că mi-a zis nu prea merge chestia asta. Copiii sunt cu drag și atunci simți. Copiii dai un tricou și e de ajuns. Dă un tricou și ai terminat. Eu am considerat intervenția fiimiu, recunosc că am considerat-o, am analizat-o și am stat și m-am gândit. El pur și simplu m-a pus pe mine prima să văd ce și cum și se uita să vadă ce am scos eu, cât am scos eu, ca după aceea să uită el. Și la un moment dat era foarte mândru că a zis, uite, eu am mai multe de dat. Zic, dar de adevăr tu ai mai multe de dat pentru că el cresc fiind în perioada de creștere, foarte multe lucruri. Mi mai veneau multe lucruri nici n-a apucat să le poarte. Că așa facem noi părinții, de multe ori le ținem lucrurile. Asta se întâmplă, ce hai spune să le folosim la știu eu ce zile și de fapt nu mai apucă să le îmbraci. Au mai fost părinți care au venit cu copiii, am invitat noi și pentru acei copii a fost o adevărată experiență tristă, din păcate, care pe unii chiar i-a educat, au venit și în alte rânduri, au venit aducând jucărioare, aducând dulciuri, aducând cărți, aducând puține lucrușoare din ce aveau și modul în care s-au implicat acolo i-a educat în toată măsură. A fost și cazul lui Marius, băiatul meu, care a venit acum 10 ani, când avea 9 ani și puțin, dintr-un joc, să se plimbe cu mașina cu mine. Fiind foarte, ca și toți băieții, da, fiind foarte pasionat de mașină, ia-mă și pe mine. Și când a ajuns acolo, eu cred că a avut un șoc, pentru că după ce când am mers prin mai multe comune, am fost, cred că la Ghindărești, am fost la Horia, cred că după aceea am fost și la Pantelimon, am fost prin mai multe comune. Și pe drumul de întoarcere n-am mai scos un cuvânt, cred că a fost șocat probabil de ce a văzut acolo. Și în anul următor, avea peste 10 ani, a venit cu noi, noi strângeam toate lucrurile într-o locație, a venit, a stat cu noi în zilele în care am făcut pachetele, ne-a ajutat să punem fiecare lucrușor și cu cât a crescut și a trecut vremea, a venit la aproape toate campaniile. La aproape toate campaniile a fost cu mine și am mai luat chiar coleguți din clasă, din școala generală de acolo, de la Cogălnicianu, că noi acolo am și locuim și acum. Și vreau să spun că au început să strângă jucărioarele care nu le mai trebuiau, nu numai lui, dar și altor copii. În anumite perioade și-a donat, nu știu, o alocație sau două din anul respectiv pentru a pune și el bănuțe acolo. A vrut el să facă lucrul acesta și să nu fie considerată o laudă această, să spunem, descriere. El mi-a spus niciodată să nu spun cuiva implicarea lui, dar eu consider că ar putea o face oricine, este la îndemâna oricui, de asta am și spus, și până la urmă te mulțumești, exact cum spunea Vali, te satisface că te implici cumva pentru cei care au cu adevărat nevoie de tine. Cum e frumos, numai puțin o paranteză să spun. Empatizezi. Da, normal. Când faci cumpărăturile, de exemplu, pentru seara de Revelion, avem tendința de umple câte 4-5 coșuri de un supermarket. Da, și multe nu le folosesc. Multe din lucrurile nu se folosesc de acolo. Da, adică corect. E atât de greu să iei o sticlă, să faci o singură sacoșă, că nu trebuie să faci să dai să spară rău. Iei o sticlă de suc,
două portocale, jumătate de metru de cârnat și nu mai știu, cam atât poți să dai unui om care îl vezi pe stradă, unul care de-abia își duce zilele probabil. Deci lucrul ăsta dacă îl faci o să simți o împlinire la un moment dat. Deci nu pot trece clipele astea fără să fie administrate de către inima. Adică dai din toată inima când faci lucrul ăsta. Tu, Aina, spuneai că în momentul în care ai ajuns acolo și ai văzut realitatea cruntă în care trăiesc unii semenei noștri. Da, pentru că nu m-am mai lovit de ea până acum. A fost un șoc. Nu era România pe care o cunoșteai tu. Nu era România pe care o cunoșteam eu. Nu, părinții mei m-au ținut departe de aceste lucruri mai puțin plăcute, de acest mediu, și într-adevăr a fost un șoc pentru mine. Ce drept, m-am lovit de la 23 de ani, dar uite, un lucru de care mă bucur foarte tare. În școlile... Vreau să te întreb dacă tu, la rândul tău, dacă ai, când o să ajungi mamă, crezi că o astfel de experiență ar fi utilă pentru copilul tău? Cu siguranță. Până la urmă e vorba de puterea exemplului și cu cât, cum spuneați voi, că au venit însoțiți de părinți, copilași, da? Și că dăruiau din toată inima, cred că puritatea asta va fi păstrată până la vârstele mai înaintate. Și sunt solidari, când, foarte solidari copiii. Sunt când foarte solidari. Ține tradiția asta. Practic, cei de acasă, părinții, pot crea o tradiție. În fiecare an, împreună cu copilașii, pot merge și dona. Și cred că asta o să-i ajute foarte mult și pe ei pentru a-și consolida familia, pentru a-și da seama de adevăratele valori pe care le au, de beneficiul de a se naște într-o familie cu posibilități și de a aprecia momentele și oamenii pe care i-au alături de ei. Cred că asta este esența pentru cei mici, în primul rând, din punctul meu de vedere, ca părinte. Văzând și luând, având contactul ăsta direct cu realitatea, pot să aprecieze la adevărata valoare, exact, ceea ce au și în același timp să se gândească și cât de greu le este altora. Copii de aceeași vârstă cu ei. E bine să iei după tine mai tot timpul, pentru că o experiență, o singură experiență într-un an de zile nu te face să te gândești neapărat că la anul o să fac, o să mă duc neapărat la cineva să-l ajut. E bine să iei tot timpul, să obișnuiești să faci asta în familie. Da, să fie o constantă. De la oraș, să fie o constantă. Nu prea au timp să se gândească. Trebuie să fim realiști la faza asta, pentru că îi duci în comune, văd că sunt oameni care nu au posibilitate de a se bucura de anumite alimente bune. Dar adesea trec cu indiferență pe lângă asta, da, din păcate. Și pot trece cu indiferență pe lângă chestia asta, știi? Trebuie să-i forțez cumva, să obișnuiești să sau faci... Sau să-i motivezi, nu să-i forțezi, nu știu, să-i neapărat motivat, pentru că nu-i ca la circ, dar cumva să obișnuiești în familie, nu știu, undeva să umbli într-un mediu în care lună de lună, dacă nu lună de lună, hai să zicem o dată la 6 luni de zile, nu neapărat în preajma sărbătorilor, să iei copilul după tine sau familia, să duci, hai să mergem, uite, anul ăsta am fost la Ghindești. Peste 6 luni mergem, nu știu, în altă localitate, găsim, la Corbu. Sau, adică știu, sunt tineri care și-ar putea dona o seară de petrecut undeva, în club sau în altă locație. Asta ar fi mai frumos, să-ți dai seama. O sumă care pentru el este oricum ușor de trecut cu vederea sau se poate dispensa, nu se duce o seară undeva. Ei, vreau să spun că suma aia ar ajunge pentru o săptămână unei poate familii să mult mănânce. Da, o săptămână. Să pună minimul necesar de hrană. Și de la unul puțin, de la altul puțin se adună. Uite, aici am avut parte de un caz nefericit, pentru că la momentul în care am dat cele strânse pentru locuitorii din Limița, o femeie care a venit cu copilul după ea, purtând și o sacoșă, pentru că nu avea altă posibilitate de a-și căra banii ajutorul social, i-a pierdut. Acum nu știu dacă i-a pierdut sau i-au fost. Da, a fost o tragedie, că a plâns foarte mult femeia aceea. Nu știam cum să reacționăm nici noi. A trebuit să dăm, trebuia să mergem și în alte localități să lăsăm bunuri acolo. Până la urmă am lăsat vreo 2 saci de cartofi sau un sac de cartofi și unul de ceapă și vreo 3 pachete de făină și mărai ca să... Undeva la vreo 200 de lei, 200 și ceva de lei. Pentru că își plângea rău din cauza banilor pierduți sau furați. Nu știu ce se întâmplă, că trebuie să recunoaște că până la urmă România se mai întâmplă să existe. Da, și semănului tău să-i faci răul acesta e destul de complicat. O altă variantă, cred eu că ar fi, și eu spun, am vorbit cu mai mulți decidenți, să spunem așa, din diferite instituții, care sunt bine intenționați și am spus, domnule, hai să dăm mâncarea asta care se aruncă, care se distruge, pentru că tot ce rămâne la toți procesatorii, să spunem, de alimente, nu se alterează până seara. Ea poate fi consumată și sunt foarte multe familii care nu au ce mânca. Deci, efectiv, nu au ce mânca. Da? O pâine care nu este caldă sau care, mă rog, are 5-6 ore de când a fost coaptă, da? Poate fi consumată în seara, chiar și a doua zi. Vreau să vă spun că anul trecut la Băltăgești, undeva în decembrie 2015, am intrat într-o casă dimineața, erau, cred că, vreo 4 copii aliniați așa, cred că cel mai mic avea vreo 1 an jumate până la 6 ani,
pe masă aveau doar jumătate de mămăligă uscată, cu o seară înainte, lăsată pe masă acolo. Era căldură, într-adevăr. Pe jos era pământ, era o ferestruică așa din geam, pusă pur și simplu încastrată în pământul ăla care a fost lipită. Și o lampă care nu mai ardea, dar era mămica lor era acolo și avea grijă, le fierbea un ceai așa. Adică eu cred că mâncarea asta de la restaurant sau de la procesatori e de 100 de ori mai bună și nu le pune viața în pericol decât acea mămălie care rămâne acolo și Dumnezeu știe în ce fel e procesată, da? Și acum știu că s-a votat o lege în Parlament sau undeva, nu mai știu. Da, este o propunere, da? Care trebuie pusă, de fapt trebuie promulgată, să exact. Fie baza juridică pentru a putea colecta, pentru că e foarte multă mâncare. Așa sunt tone de mâncare bună, adică comestibilă. Inclusiv care, alimente din magazine care sunt poate aproape fi, de da, și pot fi date, pot fi donate. Da. Adică am hrănit mai bine populația din punctul meu de vedere. Pentru că echipa Litoral TV, așa cum am spus-o de la început și ați confirmat și voi, nu face astfel de campanii doar în preajma sărbătorilor de Paște sau în preajma sărbătorilor de Crăciun. Am să propun după pauza publicitară să discutăm despre alte acțiuni de asemenea gen pe care noi, echipa Litoral TV, de fapt, le-a derulat fără a fi un eveniment aparte, doar gândindu-ne la nevoile semeilor noștri. Și aproape luăm discret, așa, fără să știe multă lume. Și revenim. Am revenit în direct alături de invitații din această seară, din platou Litoral TV, colegii mei, Alina Brumaru, Enache Tușa și Valentin Crângașu. Și așa cum le spuneam telespectatorilor, echipa Litoral TV n-a ținut cont de anumite momente ale anului, așa cum se obișnuiește, ca pentru a face astfel de gesturi. Și aici aș face referire la, iată, o acțiune din vară, da. Când echipa Litoral TV, parte din ea atunci, s-a alăturat unei campanii care a avut ca subiect principal copiii cu autism. Despre ce este vorba o să aflăm mai întâi dintr-o știre realizată de colegii noștri de la departamentul știi, după care, Vali, o să te rog să le dai mai multe detalii, pentru că știu că ai participat. Vali a fost implicat direct trup și suflet acolo în campania aceea, alături de alți doi colegi de-ai noștri de aici din echipă, dar mai multe detalii ne dai după ce vedem știrea. Au vrut să tragă un semnal de alarmă în rândul societății care îi marginalizează și totodată să le ofere un sprijin financiar părinților care au copii diagnosticați cu autism. Așa a pornit campania Constanța prin ochii autismului. Sâmbătă 2 aprilie, de Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului, câțiva tineri au organizat o expoziție foto cu vânzare. Astăzi suntem aici pentru a sprijini copiii cu autism, ai căror părinți nu își permit costul terapiilor. În acest proiect au fost 3 copii minunați, Cezar, Denisa și Vlad. Ei sunt prezenți aici cu noi. Au făcut niște poze absolut nemaipomenite și nu mă așteptam ca fotograf să văd niște poze atât de frumoase. Mă bucur că ați venit și mă bucur că sunteți într-un număr atât de mare. Zeci de constanțeni nu au stat pe gânduri și au răspuns prezent invitației, dar din dar se face rai, așa că în doar câteva ore s-au strâns aproximativ 2000 de lei, bani care vor acoperi costul tratamentului pe 2 luni a unui copil diagnosticat cu această afecțiune. Acest proiect este despre artă, creație, imaginație și percepția copilor cu autism. Nu cred că are rost să dezbatem acum definiții, clasificări și tot ce înseamnă autism, pentru că sunt absolut convinsă că oamenii care sunt aici știu deja aceste lucruri. Vreau să le mulțumesc copiilor pentru răbdarea și adaptarea de care au dat dovadă. Au creat o echipă extraordinară și au reușit să surprindă niște cadre nemaipomenite pe copii ne-ați putut vedea. Sunt mândră că am reușit să aducem în prim plan povestea autismului, pentru că Constanța prin ochii autismului este o poveste cu foarte multe personaje și cu foarte multă acțiune.
Lumea văzută prin ochii lor este mult mai frumoasă, iar cei care au contribuit la achiziționarea tratamentului nu au plecat acasă cu mâinile goale. Pozele făcute de Denisa, Cezar și Vlad, cei trei copii magnifici care au venit în sprijinul altor copii autiști, le vor rămâne amintiri unice. Acest eveniment în Constanța este foarte binevenit, deoarece sunt mulți copii cu probleme de autism. Consider că astfel de evenimente ar trebui să fie organizate mult mai des pentru a responsabiliza locuitorii acestui oraș despre această problemă. Cristi, am înțeles că tu ești invitatul nostru special pentru acest eveniment Constanța prin ochii autismului. O să ne cânti câte piese? Salut! Cred că vreau 4-5 piese. Internaționale? Ce vrei să ne vorbim? Și din repertoriu românesc și internaționale, cocktail. Văd că ți-ai adus susținătorii, o să iei pregătiți pentru evenimentul de astăzi? Au venit singur, nu i-am adus eu. Sper să mă încurajeze, sper să fie, să iasă un spectacol ok. Mă bucur foarte tare că am fost cooptat și eu să particip activ la acest proiect. Felicitări, Oanei! Starea de sănătate a micuților care au urmat tratamentul a evoluat semnificativ. Dacă nu ați ajuns la eveniment, dar doriți să veniți în sprijinul lor și a părinților, puteți face oricând o donație în contul afișat pe ecran. Vale, încep cu tine. Da. Că ești unul dintre capii acțiunii acesteia care a avut loc în aprilie. Îngerul păzitor. De ziua autismului, da. A fost acolo în nucleu. Spune-ne concret, da, a fost un voluntar alături ideea de ceilalți colegi, Jamona, Stix și toți cei care au participat la această campanie. Da. De unde a pornit ideea? Cum ați aflat? Ideea a pornit de la prietena unui coleg al nostru, Cristian Rizea, ca să nu-i mai tâmpori. Da, Stix e prietenul nostru și spunem noi. Se mișcă repede pe operator la noi, da, la Municipalitatea TV, corect? Unul dintre cei mai buni. Din câte am înțeles de ea, că a mai făcut o astfel de campanie, dar nu a avut rezultatul cel pe care l-a avut de data asta cu echipa Litoral TV, și atunci ne-am hămat și noi, fiind solidari cu acțiunea ei. Ea s-a desfășurat sau s-a pregătit cu ceva timp înainte și fiind declanșată exact de ziua autismului în România, pentru că până la urmă doar în acea zi puteai să faci impresia dorită legată de această afecțiune, căci nu este o boală până la urmă. Practic, așa cum a fost spun, și un semnal pentru toată lumea. Și a fost un semnal pentru toți cei care cu care conviețuim, pentru că până la urmă trecem și observăm pe copii văzând că au diferite probleme, dar nu acționăm ca atare, fie că vorbim de părinți sau pur și simplu vecini sau, nu știu, învățători. Ai tendința de a spune că copilul este obraznic și nu prea se comportă bine la școală. Ei, dacă apar astfel de simptome, e bine că, ca totuși să ceri sfatul unui psiholog, pentru că el îți va da toate răspunsurile de care tu ai nevoie. Campania s-a desfășurat, s-a numit Constanța prin ochii autismului. Până la urmă a fost o campanie frumoasă în care Litoral TV a participat cu câteva aparate de fotografiat, dar de unică folosință, știi, ca să le putem folosi și să rămână în amintirea celor care le-au folosit atunci. Mare parte din copii au luat acele aparate. Și să-i motiveze pe copilași. Dar a fost destul de interesant să vedem cam cum arată lumea prin obiectivul lor. Le-am dat aparatele și i-am pus să fotografieze anumite zone ale Constanței. Am mers, nu știu, la casino, dar la casino acolo. Mare parte din fotografii s-au făcut pe acolo. Și am rămas chiar surprins la momentul în care au fost developate fotografiile, pentru că arătau ca ale unui profesionist. Aveau o privire de ansamblu atât de bine fixată și aproape că eliminau din cadre elementele care nu trebuiau să apară. Deci atât de atenți erau la cadre. Cu incidentele de rigoare, neatenți fiind la ele, au putut scăpa, dar nu asta a fost problema. Au făcut niște fotografii demne de depuse în ramă în fiecare casă. Apoi, după developare, s-a făcut o expoziție fotografică într-un club din Constanța, fiind și el parte din acest proiect. Și lumea care a vrut să doneze pentru o fotografie, banii strânși în urma licitației de acolo, s-au dus către ei. Pentru a le susține într-un fel sau altul familiilor care nu au posibilitatea de a face acele exerciții de psihologie. Și atunci toate lucrurile astea frumoase. Și de logopedie și de logopedie, bine, oricum e o activitate foarte complexă, pentru că au și afecțiuni de genul psihopedagogie specială, așa, e o chestie cu totul în parte. Foarte complicată, foarte complicată. Dar campania a fost una destul de frumoasă din cele cunoscute de la Oana Mușat, căci ea s-a implicat cel mai mult fiind și organizatorul acestei campanii. A spus că va relua această
campanie la anul, când se va implica și mai bine, crezând că asta nu a fost făcut atât de bine, dar impactul a fost unul de răsunet, adică toată lumea a știut de ceea ce s-a întâmplat acolo și chiar părinții s-au arătat mulțumiți, nu se așteptau ca lumea să vină chiar atât de multă la un eveniment din ăsta. Ați văzut că am avut și un artist acolo, a și cântat la un moment dat. Și au fost mai multe elemente frumoase care au făcut o zi plăcută pentru cei care au participat. M-a impresionat, pe primea eram pe partea cealaltă la știri și am văzut știrea făcută cu copilași exact în momentul în care le-ați dăruit aparatele de fotografie și când ați mers cu ei pe faleză. Da. M-am mirat cât de atenți erau și cum le manevrau. Și o mamă nu poate să rămână indiferentă la aceste imagini. Da, probabil că și asta și-a spus. Iar tu ești o mamă cu adevărat implicată și... Oana, mă pomenește Oana. A rămas cu Oana în minte. Alina. O altă acțiune a echipei Litoral TV a avut, din punctul meu de vedere, am catalogat-o drept un îndemn la ce spunea Enache în prima parte a emisiunii, la învățătură. A fost acea acțiune cu ghiozdănele. Detaliile le vreau de la tine. Am fost în comuna Dobromir. Bine, fizic nu am fost, dar știu despre această campanie. Echipa. Echipa Litoral TV s-a deplasat acolo. La început de an școlar, la fel s-au strâns toți copilașii din comună și au fost împărțite rechizite, chiar ne-am și dus în sălile lor de clasă, ne-am fotografiat cu ei, au fost foarte încântați și da, a fost un pas din partea Litoral TV de a îndemna la învățătură. Pentru că nicăieri nu poți să ajungi fără străduință, fără carte, pentru că dacă ai carte, ai parte, cum se zice, nu? Sunt românii, în popor. Cred mai mult decât atât. Cartea te nobilează, te face mai bun, te șlefuiește și te implică mai mult în societate. Un om care are experiența multor, să spunem, etape de pregătire și de cunoaștere, devine totul altul. De ce? Pentru că el are prioritate, are prilej, are o perspectivă aparte asupra celor, asupra lumii și asupra celor din jurul lui. Și într-o anumită măsură... Preiau ideea Alinei apropo de sunt la o emisiune serioasă și de câte ori aud exprimarea asta referitoare la educație, la carte, întotdeauna eu am o vorbă. Omul informat e mai puțin, e imposibil de manipulat. Eu am o obsesie. E mai puțin vulnerabil. Exact. Și să știi că... Consider că e foarte important în societatea noastră să fie foarte informat și citit. Categoric. Omul nu putea fi manipulat. Oricum, noi învățăm pe durata întregii vieți. Fără să ne dăm seama, învățăm. Zi de zi învățăm câte ceva. Deși nouă ni se pare că trecând prin etapele acestea școlare, eu știu, liceale, universitare, gata, încheiem. Nu. Noi învățăm zi de zi până în ultima zi în care mergem la mormânt, să spunem așa, da? De ce? Pentru că experiența vieții în sine este o învățare. Și atunci, plecând de la modelul acesta al unor oameni care dau un preț cărții, că e una să crești într-o casă care are bibliotecă și alta e să crești între, nu știu, pereții unei case care nu are nici măcar, nu știu, un tablou sau nu are nimic pe perete, da? Deci am cunoscut copii care n-aveau biblioteca acasă, dar aveau o bibliotecă aici. Sigur, sigur că da, dar aici există sute de cazuri, sute de cazuri există în felul acesta și sunt mulți copii care fac imposibil și învață. Aici, din punctul de vedere, spunem, genetic sau al discuției genetice, românii stau foarte bine, pentru că poporul este un popor bun, cu o genă foarte bună. Important e, de fapt, și dinamica, e multă de lăsare, în schimb, suntem cumva 50-50. Eu cred că aici trebuie să le mulțumim tuturor colegilor noștri care ne-au spus să nu ne aduceți aminte, să nu ne rostiți numele, dar trebuie să-i amintim pe absolut toți și sunt foarte mulți, nu o să mai rostesc numele tuturor sau fiecăruia, să nu omit pe cineva, să nu creadă că avem ceva cu ei, pentru că noi suntem aici o familie mai mare și ne cunoaștem cu toții. Trebuie să-i mulțumim Ramonei Gianina Mureș, care e colega noastră și prietena noastră foarte bună, Ami Ramona, cum o știm foarte mulți de pe rețele de socializare, care a pus la dispoziție toată logistica televiziunii, absolut toată logistica, tocmai pentru a putea duce la bun sfârșit aceste campanii, în care noi am fost în peste 30 de localități, 30-35 cred că, am fost în diferite etape din 2012 și până acum și de mai multe ori pe an, nu mai vorbesc de gala care s-a organizat aici tot de Litoral TV și unde au venit foarte mulți dintre oamenii, cu dar de mână au donat, atunci am așteptat mai multe familii din toate atâtea localități, vreo 7-8 familii din 5-6 localități cred că erau și a fost ori de câte ori am ieșit ajutorul lângă noi.
Ramona ocupându-se de administrarea trustului, și ea foarte prinsă, însă a venit cu noi, a mers cu noi până acolo, a condus mașina ei, a încărcat-o cu foarte multe dintre aceste bunuri. Trebuie să spunem, Vali, că au fost și societăți comerciale care au dorit cutiuțe cu haine noi, deci cutii cu haine, cu blugi noi, cu haine de iarnă, cu plovere, cu eticheta pe ele, da? Alții au donat medicamente, alții au donat... Deci, trebuie să aducem în discuție absolut toate contribuțiile și le mulțumim în modul cel mai concret și cel mai loial, să spunem așa, cel mai implicat posibil pentru efortul lor. Atât cât a fost, cât a putut fiecare să facă. Mă uit spre tine, Alina, și asta pentru că ne spuneai în pauza publicitară că după o astfel de experiență, prima ta reacție, care ai sesizat-o și în comportament și sentimental, dacă pot să mă exprim așa, a fost vis-a-vis de părinții tăi. În schimb, eu sunt convinsă că o astfel de experiență a lăsat urme mult mai adânci în ceea ce te privește și ceva în tine se schimbă când te implici într-o astfel de campanie. E imposibil să nu se schimbe. Într-adevăr, îți schimbi punctul de vedere, percepția asupra vieții și totodată te dezvolți, te maturizezi, pentru că aceste lucruri te marchează într-un fel sau altul. Îți spuneam tot în pauza publicitară că cel mai cutremurător peisaj, cea mai cutremurătoare imagine pe care am văzut-o în campaniile și pe care nu pot să mi-o scot din cap este un copilaș care se afla lângă o casă făcută din chirpici. Era dezbrăcat, de cap până picioare, având doar o bluziță pe el. Avea o bluziță, o singură bluziță. Foarte subțirică și afară că erau 2-3 grade. Copilul până în 5 ani cred că avea. Desculț, ciufulit, deci acea imagine a fost foarte cutremurătoare. Murdărel. Nu există cuvinte care pot descrie toată... Pentru că e un val de emoții, nu poți să le pui în cuvinte. Rămâi totul mut exact când acolo. Vezi suferința exact, de acolo. De fapt, exact. E... Și copiii de acolo au stres într-un mare pericol, se pot abrutiza datorită nevoilor și lipsurilor. Lor nu le mai rămâne acea relație, să spunem, sentimentală în care pot fi calzi, blânzi, să spunem, să aibă o oarecare înțelegere pentru celălalt. Acolo intervine, de fapt, altă stare, aceea conservării, aceea salvării. Da, sigur, practic. Sigur că da. Și eu cred că modul acesta de implicare, nu al nostru în general, oamenii dacă s-ar implica mai mult și dacă ar merge de mai multe ori acolo, le-ar îndulci viața, să spunem, cu ghilimele de rigoare, îndulcit, în ce sens? În sensul în care în oaza asta, în marea asta de suferință, e o oază în care poți aduci oarecare speranță, apropo de învie speranța. Și da, există o schimbare la nivel personal, pentru că într-un fel sau altul te pune fața faptului împlinit și astfel, data viitoare, poți fi chiar tu cel care ia frâiele în mână, ia direct controlul și poate iniția astfel de proiecte, se poate implica mai multe campanii de genul, pentru că nu doar Litoral TV face astfel de proiecte. Mai spuneam că pe vremea când eram la școală, habar n-aveam de voluntariat, habar n-aveam de campaniile umanitare, că pot să donez de cuiva. Implicare, exact, că pot să ajut oamenii din jurul meu, copiii de vârsta mea, familii care n-au ce mânca, n-au pune pe ce pune în fața copiilor pe masă, n-au nimic. Și de acum mă bucur că în școlile din Constanța, din județul Constanța, pentru că sunt sigură că și la nivel național există, sunt foarte multe campanii. Acum în preajma sărbătorilor, fie că este Crăciun, Paște, Ziua Copilului sau multe alte sărbători naționale și internaționale, vedem că învățătorii, profesorii iau atitudine și creează astfel de campanii în care copilașii se pot implica donând haine, mâncare, cărți și așa mai departe. Totul dând din inimă și implicându-se. Puțin dintre ei probabil au ocazia să meargă direct și să interacționeze cu cei de acolo, dar dacă au posibilitatea și dragi părinți care ne urmăriți acum, dacă aveți posibilitatea să îi duceți pe micuți în acele locuri, faceți-o pentru că într-adevăr o să-i schimbe, dar o să-i schimbe într-un mod pozitiv. O să fie o lecție de viață pentru ei. Pe mine m-am mirat de-a lungul anilor la campaniile acestea, pentru că repet, de multe ori am văzut pe cei care veneau să doneze, am văzut chiar clase întregi din școlile din Năvodar venind de copilași, da, sigur, sau sigur. Cu învățătoarea și fiecare să doneze cu... de ceva. În schimb, am sesizat ceva și nu știu dacă e doar percepția mea sau și voi ați constatat asta. Adesea, cei care vin să doneze sunt tot oamenii simpli și care nu au foarte mult.
De ce da, oare? Păi lor le este cel așteptat ca în România să se întâmple chestia asta. Ce te mire? Pe mie normal mi se pare că cei care au și au mult peste se întâmplă, deci hai să nu jignim pe ceilalți care sunt mai cu dare de mână că nu pot face asta dau, de și ei dau, și ei dau. E adevărat, mai puțin în comparație cu cei care sunt mai modești. Pentru că una e să dai din unde ai mai mult și una e să dai de unde aproape că nu ai deloc. Știi, cam asta e balanța. Cred că aici mai e ceva de discutat aici. Oamenii care au dificultăți materiale știu ce înseamnă să nu ai. Și atunci sunt solidari, chiar foarte solidari, de foarte multe ori, din puținul care l-au sau dau absolut tot ce au, pentru că ei știu că vor primi. Și e o credință din asta creștină că, de fapt, din ce primești și dai, primești mai mult. Și, într-o anumită măsură, partea asta pozitivă a gândirii tale face în așa fel încât energetic lucrurile să-ți vină. E o chestie este, compensare. Adevărul ăsta este, că măcar sufletește și tot ești sigur mult că mai da. Mult. E puterea gândirii pozitive. Puterea gândirii pozitive care, de fapt, pe om îl motivează și îl face să acționeze pentru a-l ajuta pe celălalt. Cred că aici e o explicație foarte, foarte importantă și, de regulă, oamenii, nu săraci, oamenii modești care au, să spunem, resurse limitate, își drămuiesc așa de bine fiecare resursă încât le mai rămâne ceva acolo de rezervă, pentru că atunci când te afli permanent în dificultate și noi românii știm să trăim într-o permanentă criză. Eu știu că de când eram mic, îmi spunea maică mea, stinge lumina, oprește apa, fă nu știu ce, fă asta, să nu consumi. Deci noi am trăit într-o stare din asta, spuneam așa, de administrare extremă a resurselor, încât a devenit un mod de viață. Și ne este foarte ușor să renunțăm la o pachet de pantofi, la o ciocolată, la un pachet de biscuiți, nu știu, la o haină. E important și sunt foarte multe familii. Eu îi mulțumesc și soției mele care într-o anumită măsură s-a implicat adunând de la prietenele pe care le are rochii, cămăși și poșete, încălțăminte care erau aproape noi, adică se puteau îmbrăca cele doamne și domnișoare, puteau merge la orice festivitate, pentru că multe dintre prietenele soției mele nu le mai poartă, pentru că fie nu mai au dimensiunile respective, fie fetițele au crescut, nu mai au aceeași vârstă, da? Și modul în care le-a adunat, s-a implicat, a dat în fiecare campanie, mi-a dat ceva special. Uite, asta de la mine, două cui vrei. Sau a venit și Natalia cu mine, ajutând, dând, distribuind pachetele, ajutând la împărțirea lor. Deci, într-o anumită măsură, cum să spun eu, fiecare dintre noi, dintre cei și noi, suntem oameni care nu suntem din high life, adică în clasa de sus, da? Noi suntem oameni care au resurse limitate. Dacă n-am merge la muncă o lună, ar fi foarte complicat pentru noi și cred că avem și noi dificultățile materiale, însă totuși stăm într-o situație mult mai bună decât cei pe care noi întâlnim mergând în campaniile noastre. Și cred că dacă am fi mai mulți și am face câte puțin, ar fi însutit ajutorul. Și cred că am echilibrat oarecum starea asta negativă. Noi ne-am și gândit cu Valentin, cu Ramona, într-o anumită măsură, cum să desfășurăm de acum campaniile să fie mai eficiente și cred că o să, și acum trebuie să le mai mulțumim și colegilor din Trust, cei de la Radio CFM, care permanent au susținut campaniile, au făcut anunțurile, au colectat acolo produsele și ei sunt eroi nevăzuți, să spunem, care niciodată n-au vrut să vină cu noi și să iasă în față, au spus, lasă așa să facem noi și mai puțin să apărem, oricum ni se aud vocile. Și cred că... asta atitudine. Da, e o atitudine de implicare și toți sunt tip de bună calitate, cu bună educație, tip care adică vor să schimbe lumea din jurul lor și o fac cu toată demnitatea și toată convingerea, fără a face așa paradă de ceva anume. Și acum cred că reunite eforturile Litoral TV și ale CFM, eu sunt convins că 2017, dacă lucrurile merg cum trebuie, o să facem mult mai multe decât am făcut până acum, în sensul bun, pentru că toți colegii noștri sunt foarte convinși și foarte motivați după ce văd la fiecare vizită, la fiecare excursie, să numim așa, că efortul trebuie amplificat. Trebuie amplificat pentru că nu se poate să lăsăm pe acei oameni să deznădăjduiască. Vali spunea foarte bine că această speranță pe care o vedem, zâmbetul, modul în care fiecare dintre ei smulgem câte ceva anume, nu o facem ca să ne îmbogățim noi sufletește, ci să arătăm tuturor de acolo că nu e totul pierdut, că cineva e lângă ei, că totuși, chiar dacă noi nu ne cunoaștem,
cineva se gândește la ei. Noi știm că, într-adevăr... Nu ne pasă. Da, nu ne pasă. Dacă, de fapt, dacă iubești oamenii și dacă iubești lumea, îți pasă. Sau dacă îți pasă, ești sensibil. No, dacă, dacă nu te implici, nu are cum să speri. Aici e problema. Și dacă îți pasă, te implici. Și sunt convins că și de acum încolo toți colegii vor face și vor, să spunem, coagula grupuri. Le mulțumim încă o dată tuturor celor care ne-au ajutat, că sunt foarte mulți și n-am putea să-i trecem în revistă nici în două ore. De... Da. Nu ne-am adus aminte de toți. Și ceea ce apreciez la foarte mulți dintre ei este insistența cu care m-au rugat să nu le spun numele și nici să-mi duc aminte de ei, ci doar că vor să se implice și ori de câte ori avem nevoie să ajungem la poarta lor, la ușa lor. Ne-ai povestit de reacția copilului tău în momentul în care l-a luat la astfel de acțiune cu tine, mai mic fiind. Alina ne-a povestit despre experiența pe care a trăit-o personal și efectele pe care au avut o astfel de campanie asupra ei ca om, ca ființă. Vali, pe tine ce te-a marcat? Tu ai mai multe campanii la activ, spre de Alina. Care a fost momentul care a fost așa ca un declic pentru fiecare tine? Fiecare campanie are trăirea ei. Știi cum se întâmplă? Exact ca la un actor. Nu poți să te numești actor dacă nu ai un pic de emoție când urci pe scenă. Dacă fiecare personaj corect. Deci atunci când ajungi pe cineva cu drag, cu inima larg deschisă, mai mult ca sigur fie campanie e diferită în felul ei. Tocmai de aceea militam pentru faptul că noi nu suntem decât niște oameni care face un itinerariu, lăsând să facă și telespectatorii, că nu vrem să facem noi parada campaniilor noastre. Da. Mă rog, pot lua exemplul nostru, că nu trebuie să spunem noi acum, vai câte lucruri frumoase am făcut noi și Litoral TV sau echipa de la Litoral TV a făcut așa de frumos încât de se laudă ei singur. Nu, eu recunosc că emisiunea asta am vrut să o fac pe tema asta dintr-un singur motiv. Pentru că astfel, într-o lună în care se spune că e luna cadourilor și a surprizelor, fiecare dintre noi ar trebui să se gândească să facă un cadou de suflet, o surpriză asta de suflet fiecăruia. Deci nu neapărat. Vedem pot lua exemplul nostru, dar se pot implica ei de unii singuri. Nu știu, fiecare telespectator care se uită la noi acum, mai ales în preajma zilor rămase până la finalul anului. Și sunt mulți oameni bine intenționați și pot de bine. Adică duce din cumpărăturile lor, nu-i forțează nimeni, din cumpărăturile lor, numai să vadă expresia omului care are nevoie. Să ia orice casă, de aia spuneam, orice casă, chiar și din orașul nou, găsește o persoană care să aibă nevoie de anumite lucruri sau alimente în perioada asta. Să ia o sticlă de suc, de apă minerală, de ce ia de acolo, nu știu. Dacă omul are casă, poate să ducă și o sticlă de ulei, făină și mălai. Deci numai ca să smulgă un zâmbet și atunci o să înțeleagă și el cam cum să desfășoare o astfel de campanie și va înțelege ce trăiri are și el pentru momentul respectiv. Că așa dacă spun eu, spune și el că este la televizor, că a fost afectat emoțional. Nu. Știi? Lumea poate să discernă și așa. Știi? Dar când ajunge acolo, eu spun că fiecare trebuie să trăiască momentul ca să-și dea seama. Trebuie să făcute cunoscute dintr-un motiv, mai ales pentru părinți. Eu cred că fiecare părinte ar trebui să își ia copilul. Nu neapărat părinte, știi că la campaniile astea s-au implicat și școlile. Adică știu, dar în mod deosebit, cred că părinții ar trebui să-și educe copiii, pentru că noi ca părinți, eu vorbesc din propria experiență, da? Eu ca părinte încerc, și orice părinte cred că așa gândește, să-și menajeze copilul, să-i ofere cât mai mult, să-l ferească de cei rău, să-i ferească de eventuale pericoși. Da. Nu, copilul trebuie să vadă realitatea așa cum este și așa copilul este trebuie să-l sensibilizezi, copilul trebuie să-l faci să înțeleagă că el are un anumit nivel de viață, dar sunt alții de aceeași vârstă cu el care poate n-au nici măcar pe sfert. Așa, uite, așa ar fi frumos ca în școala altfel, știi, când se desfășoară exact, de săptămână școala altfel, ar trebui să se pună în program și astfel de lucruri. Nu neapărat să te plimbi, dar bine că nu este un lucru rău, poate că îi scoate să socializeze copiii, fiind prinși în multe teme, dar așa e învățământul din România, dar așa fiind în clasele primare, au mai mult de învățat decât unul care e la liceu. Asta e regulă scrisă. Atunci când există școala altfel, pot face astfel de demersuri, nu știu, pot culege peturile de pe plajă sau cine știe ce alte lucruri, atunci își vor da și ei seama că nu trebuie aruncat la întâmplare când consumi sigur. O băutură sau să meargă în mediul rău să socializezi cu cei de acolo. Când ajungi acolo cu adevărat îți dai seama, nu te mai gândești nici la televizor, nici la imagine, nici la faimă, la nimic, adică empatizezi cu suferința de acolo și cu dramele unor copii sau mai multor copii de acolo și ieși cu totul altfel. Adică pleci ultimele de acolo. Ultimele secunde ale emisiunii. Trebuie să le mulțumim tuturor trebuie să le mulțumim, să nu uităm pe cineva, Vali, în primul rând colegilor din Litoral TV, cei din trustul CFM, tuturor celor care au coordonat retailerii, reprezentanții retailerilor care ne-au oferit produse în toți acești ani, toți oamenii care au venit din diferite medii sociale, profesorilor, elevilor, studenților care au participat. Cei care încă mai donează, pentru că am primit pachete. Doamnele, domnișoarele care vin aici și care au încercat
din ce au putut să aducă și au făcut cu toată inima și tuturor celor care vor veni să le mulțumim să vină să fie atât de noi. Faptele frumoase nu se fac doar în prag de sărbători sau cu evenimente speciale. Faptele frumoase pot fi făcute în orice zi a anului. Așa că dacă aveți posibilitatea, oricând puteți să faceți o faptă bună. Nu vă așteptați la ridicarea unei statui, dar o să aveți împlinirea sufletească și bucuria că ați făcut un bine cuiva. Ce frumos a spus, adică exact ca la trezor. Da. Și a fost sincer. Da, da, și a fost sincer. Și știi că cuvintele lungi poate că până la urmă plictisesc. Numai dacă participi la o astfel de campanie, îți vei da seama. Dacă nu ați testat asta până acum, o puteți face ca un simplu test. Dați și veți observa. Eu vă mulțumesc frumos că ați stat alături de noi. Mă bucur că ați avut ocazia să cunoașteți și altă față, cealaltă față a echipei Itoral TV. Suntem oameni cu toții, avem toți sentimente și toți avem grijă de cei care le sunt alături. Cu asta încheiem, vă dau întâlnire mâine seară, 20:30, aceeași oră, alți invitați și alte subiecte, iarăși un eveniment aparte, aș putea spune chiar o premieră mondială. Despre ce este vorba, aflați mâine seară.